La sfârșitul lunii iulie, Spitalul Municipal de Urgență Roman, ca și ceilalți furnizori de servicii medicale, au reușit în sfârșit să încheie contractul cu reprezentanții Casei Județene de Sănătate Neamț. Din păcate, prin noul contract s-au diminuat cu 5 până la 8% valoarea serviciilor medicale ce vor fi oferite romașcanilor și populației din cele 27 de comune deservite de Spitalul Municipal de Urgență Roman. Păi, la contractul cu casa, am primit cu 5% mai puțin pentru spitalizarea continuă și cu 8% pentru spitalizarea pe foi de zi. Mai puțin cu 8%? Da, da, da. Numărul de externări pe lună au scăzut de la 1706, cât trebuia, cât aveam contractul cu casa. Acum avem 1679 de cazuri. Și s-a diminuat și la foile de zi. Și anul acesta, Spitalului Municipal Roman i s-a diminuat finanțarea corespunzătoare pentru 5 paturi. 5 paturi. 5 paturi. Dar nu s-au luat paturile, s-a luat finanțare. Finanțarea pe 5 paturi. Paturile au rămas acelea 666 de paturi. Trebuie să scăpați de numărul ăsta 666. De asta nu obțineți finanțări bune. Da, din județul Neamț, 20 de paturi au trebuit luate, din care hotărârea casei de asigurare a fost 5 paturi de la Roman, ca finanțare. Directorul medical al spitalului, Oana Onu, explică mecanismul de finanțare a serviciilor din unitățile sanitare cu paturi. Nu este ceva spectaculos, pentru că și anul trecut s-au mai luat 5 paturi. Deci noi avem 666 de paturi fizic în spital, dar finanțate 640. Deci 40, am ajuns acum. Au fost 645, au rămas 640. Deci an de an, casa ne ia de la finanțare, repetăm, nu înseamnă că dispar paturile fizic din spital. Noul contract cadru a intrat în vigoare de la 1 august. Valoarea serviciilor medicale decontate spitalelor se calculează după o formulă elaborată de Casa Națională de Asigurări de Sănătate în raport cu gradul spitalului, numărul de paturi și indicele de complexitate al cazului. Dacă anul trecut Spitalul de Urgență Roman a primit fonduri pentru 654 de paturi din cele 666 pe care le are repartizate, anul acesta unitatea sanitară a mai pierdut 5 paturi și fondurile aferente, asta în condițiile în care populația pe care o deservește a rămas aceeași.